Datorită invitației unui alt credincios, el citește online cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Am fost uluit! Erau dezvăluite multe taine ale adevărului, părea glasului Dumnezeu. S-a întors soare Domnul Isus? Își invită vecinii să cerceteze, alături de el, adevărata cale, dar ajunge să fie tulburat și indus în eroare. Am decis să nu mai cercetez, dar eram zguduit de cuvintele lui. Doar Dumnezeu putea revela asemenea taine. Uimitoarele rânduiele ale lui Dumnezeu îl fac să continue cercetarea adevăratei căi. Am devenit absolut sigur că Dumnezeu a tot puternic. E Domnul Isus întors. Am avut multe slujbe diferite când eram tânăr. Am fost responsabil cu salarizarea pentru guvernul de stat din Sucre. Mă ocupam zilnic de probleme legate de statele de plată. Am fost și director de resurse umane. Și o perioadă am predat informatică la seral. Toate posturile mele au avut în comun un lucru: contact direct cu mulți oameni. Munca era pe primul plan și chiar dacă eram ocupat, aveam o viață liniștită. Când a venit pandemia, nu mai puteam interacționa cu alții, iar venitul nu mi-a acoperea nici jumătate din costul mâncării. Treptat, viața mi s-a înrăutățit. Trebuia să aștept la cozi pentru a cumpăra mâncare și combustibil. Am căutat alinarea în cuvintele Domnului. Da, nu se poate fără Dumnezeu. Corect. Vecinul meu era și el credincios. Și de câte ori ne întâlneam, vorbeam despre cum aceste dezastre au fost profețite în Biblie. Iar răutatea și corupția omenirii sunt sursa acestor catastrofe. Da, într-adevăr. Trăim în zilele de pe urmă, și Biblia a profețit că Domnul Isus se va întoarce acum să ne judece. Așa că trebuie să revenim de partea lui Dumnezeu ca să-i câștigăm protecția și mântuirea. Da, da. M-am rugat zilnic lui Dumnezeu pentru înțelepciune și îndrumare. Voiam să-l cunosc. Trebuia să-l găsesc. Doar prin cuvântul său putem să găsesc alinare și să nu mai păcătuiesc. Să devin cineva care îl bucură. Slavă, Slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu! E de mare preț un asemenea cel. Slavă da. lui Dumnezeu! Așa că am deschis Biblia și l-am rugat pe Dumnezeu să mă lumineze. Am citit psalmii, proverbele, dar și predicate pe munte a Domnului Isus. Dar tot nu am găsit calea de urmat. Eram pierdut, iar problemele financiare erau tot mai mari. Criza mă afecta și nu puteam întreține familia. N-am putut să-mi ajut fica atunci când a avut nevoie. M-a întristat. N-am putut decât să o alin, spunându-i că aceste greutăți sunt temporare. Dar nici eu nu mai credeam acest lucru. M-a cuprins tristețea. Nu știam ce să fac. Am vrut să plec, să emigrez din această țară și să caut o altă soluție. Dar n-am putut obține documentele sau un pașaport din cauza pandemiei. Totul devenea tot mai dificil pentru mine. Chiar atunci, soția mi-a spus că nu mai vrea să stea cu mine. Asta a fost ultima picătură. Am simțit că mă prăbușesc, că viața nu mai are niciun rost. Am făcut-o depresie clinică. Suferam enorm. Plângeam mult și nu dormeam noaptea. Aveam puțină liniște doar când mă rugam lui Dumnezeu. Fără călăuzirea lui, nu avem niciun scop în viață. Într-adevăr. Într-o zi, am primit un mesaj pe WhatsApp. Am fost invitat de o soră să ascult cuvântul lui Dumnezeu la un curs creștin. M-a întrebat dacă vreau să-l studiez i-am confirmat și m-a adăugat grupului de studiu. Când am auzit cuvintele lui Dumnezeu atotputernic, le-am simțit ca fiind răspunsul lui la rugăciunile mele. Cuvântările autoritare ale lui Dumnezeu atotputernic m-au atras și mi-au înlăturat multe din îndoirile și noțiunile pe care le aveam. Am aflat că Dumnezeu s-a întors și face o lucrare nouă. Slavă Lui Dumnezeu! Oile Lui îi pot recunoaște glasul. Slavă Lui Dumnezeu! Acest lucru m-a marcat profund. Am descoperit cu surpriză și bucurie planul de gestionare a Lui Dumnezeu și etapele lucrării sale de mântuire. Numele Său din fiecare epocă, Iahve Isus și Dumnezeu Atotputernic, cât și însemnătatea lucrării din fiecare epocă. Cuvintele lui Dumnezeu a tot puternic m-au atras. Eram fericit. Slavă lui Dumnezeu! Cum să nu fii încântat când obții ceea ce sperai? Exact. Am vrut să aflu mai multe adevăruri, să le spun și celorlalți. Și am împărtășit bucuros Evanghelia vecinilor, spunându-le că Domnul Isus s-a întors. E grozav. Am crezut că orice credincios care aude Evanghelia din zilele de pe urmă, va căuta adevărul și o va accepta cu bucurie. Dar a fost exact invers. Ei m-au întrebat, nimic din toate astea nu e în Biblie, de unde l-ai scos? Le-am spus, am aflat asta de la un grup de studiu online. Sunt la început cu studiul, dar cuvintele lui Dumnezeu tot puternic, chiar m-au atras. Mi-au spus, să fiu atent și că mulți Hristoși falși se ivesc în zilele de pe urmă. Apoi mi-au trimis versete din Biblie. Și atunci, dacă cineva vă va spune, iată, aici e Hristos, sau iată, el e acolo, să nu-l credeți, că se vor ridica Hristoși falși și profeți falși și vor arăta minuni. Să-i înșele, dar fi posibil, și pe aleși. Voi însă păziți-vă. V-am spus mai dinainte toate lucrurile. Au spus că cercetez o religie falsă și că în acest secol avansat tehnologic, dacă Domnul Isus ar întoarce, sigur ar arăta un miracol ce ar zgudui pământul. Dar încă nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta. Iar dacă Domnul Isus nu s-a arătat să vindece bolnavi, n-a înviat morții, Înseamnă că Domnul încă nu s-a întors. Nu-i conform cuvântului Domnului. El n-a spus că va face minuni mărețe când se va întoarce. Așa e. Domnul Isus a afirmat clar. Se vor ridica Hristoși falși și profeți falși și vor arăta minuni să înșele de ar fi posibil și pe aleși. Semnul unui Hristos fals este etalarea de minuni. Într-adevăr. Ce ai crezut în acel moment? Auzind asta, inima mi s-a umplut de îndoială. Mi-era teamă că îl trădesc pe Domnul. Mă temeam că sunt înșelat și urmez un Hristos fals. Atunci eram încă convins că Domnul Isus se va întoarce pe nori și va sta pe un măreț tron, judecând după păcate fiecare persoană. Dar evangeliștii au spus că Dumnezeu s-a întrupat și ne judecă păcatele prin cuvintele Lui. Toate acestea mi-au creat un conflict interior și m-au neliniștit și mai tare. E ușor să fii tulburat dacă nu urmezi cuvântul Domnului și doar asculți oamenii. Da, absolut. Deși așteptam nerăbdător predica de seară și voiam să continui să cercetez, cuvintele vecinilor îmi pătrunseseră în inimă și eram circunspect. Când a început predica, am decis să ies din grup. Te-ai rugat sau ai cercetat acea decizie? Nu. Am fost prea impulsiv. Am scris un mesaj pe WhatsApp despre motivul ieșirii mele din grup, explicându-mi temerile de a fi înșelat de un Hristos fals, și am inclus și versetele din Biblie. Tocmai când să trimit mesajul și să ies din grup, am primit notificare că mi se închide telefonul. Am fost surprins. Îmi încărcam mereu telefonul înainte de întruniri. De ce mi-a murit brusc bateria? Dar eu eram tot hotărât. Mi-am spus, cum de nu minuni mărețe dacă Hristos s-a întors? Am pus telefonul la încărcat și am decis să trimit mesajul după ce are minim de baterie. Când bateria a ajuns la 5%, am pornit telefonul și am văzut pe grup câteva versete din Biblie. Din curiozitate le-am citit. Mm -hmm. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el și el cu mine. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc, iar ele mă urmează. Amin frații și surorile au avut părtășie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când Domnul se întoarce, el bate la ușă și își cheamă oile prin cuvintele sale. Să-l putem întâmpina pe Domnul depinde de măsura în care îi auzim glasul. Trebuie să-i putem auzi glasul ca să deschidem ușa, să-l întâmpinăm și să mâncăm cu el. Da, așa este. Dacă auzi mărturia a cuiva că Domnul s-a întors, nu închide ușa și nu te teme că ești păcălit. Fii o fecioară înțeleaptă. Cheia e să asculți glasul Domnului. Da. Oile lui aud glasul. Să-i asculți glasul e cheia în cercetarea adevăratei căi. Da. Așa e. O soră a trimis pe grup un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu atotputernic. Dacă acum ar apărea cineva capabil să arate semne și să facă minuni, să alunge demoni și să vindece bolnavi. Și dacă pretinde că Isus care a venit, atunci e un fals produs de duhurile rele care îl imită pe Isus. Reține! Dumnezeu nu repetă o lucrare. Etapa lucrării lui Isus a fost finalizată, iar Dumnezeu nu va relua niciodată. În noțiunile omului, Dumnezeu trebuie să facă mereu minuni, să vindece bolnavi și să alunge demoni și să fie mereu ca Isus. De data aceasta, Dumnezeu nu e deloc așa. Dacă în zilele de pe urmă el ar face minuni, ar alunga demoni și ar vindeca bolnavi, dacă ar face exact așa cum a făcut Isus, atunci Dumnezeu ar repeta aceeași lucrare. Iar lucrarea lui Isus nu ar avea semnificație sau valoare. Dumnezeu realizează o etapă a lucrării în fiecare epocă. Fiecare etapă încheiată a lucrării sale e imitată de duhurile rele. Iar când satana îl urmează, Dumnezeu își schimbă metoda. Când El încheie o etapă a lucrării, duhurile rele o imită. Asta trebuie să vă fie clar. Amin. 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 Aceste cuvinte și părtășia celorlalți m-au năucit. Conțineau toate răspunsurile pe care le doream. Am înțeles că este complet adevărat. Dumnezeu e mereu nou și face tot timpul lucrare nouă. Nu și-ar repeta vechea lucrare. Domnul Isus n-a repetat lucrarea epocii legii. De ce ar repeta Dumnezeu lucrarea din epoca Harului când se întoarce? Da. Dumnezeu a tot puternic a venit acum și a început epoca împărăției, în care face noua lucrare. Această lucrare n-a mai fost făcută. Așa da. e. Dumnezeu atotputernic, a tot puternic chiar ne-a avertizat. Dacă acum ar apărea cineva capabil să arate semne și să facă minuni, să alunge demoni și să vindece bolnavi, și dacă pretinde că e Isus care a venit, atunci e un fals produs de duhurile rele care îl imită pe Isus. Amin. Doar spiritele rele imită lucrarea din trecut și pretind că sunt Dumnezeu ca să ne amăgească. Exact. Da. A fost o luminare pentru mine. Slavă Lui Dumnezeu! Am învățat să disting Hristos și falși și de ce, în epoca împărăției, Dumnezeu n-arată semne și minuni. Dumnezeu, în zilele de pe urmă, face lucrarea de judecare, curățire și mântuire, conducând omul în împărăția Sa. Așa e. Cuvintele Lui Dumnezeu tot puternic dezvăluie taine ale adevărului, Căutând cu smerenie adevăruri, distingem binele de rău. Sigur. Înțelegând asta, am continuat să merg la întruniri. E grozav. Ulterior, am citit un alt pasaj. Îl pot citi eu? Sigur. Pagina 1342. Nimeni ce crede în Isus nu este în măsură să blesteme sau să-i condamne pe alții toți trebuie să fiți cineva cu rațiune și care acceptă adevărul. Poate că, auzind calea adevărului și citind cuvântul vieții, crezi că doar unul din zece mii dintre aceste cuvinte se aliniază convingerilor tale și Bibliei. Și atunci ar trebui să cauți în cel de-al zece miilea dintre aceste cuvinte. Încă te sfătuiesc să fii smerit, să nu fii prea încrezător și să nu te înalți pe tine însuți prea mult. Cu inima ta, care conține atât de puțină venerație pentru Dumnezeu, vei dobândi mai mare lumină. Dacă examinezi atent și contempli repetat aceste cuvinte, vei înțelege dacă ele sunt sau nu adevărul și dacă sunt sau nu sunt viață. Poate că, după câteva propoziții, unii vor condamna asta orbește, spunând, este doar o luminare din partea Duhului Sfânt. Sau, este un Hristos fals venit să înșele. Cei care spun asemenea lucruri sunt orbiți de ignoranță. Înțelegi prea puține din lucrarea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar eu te sfătuiesc să începi iar de la zero. Nu trebuie să condamnați orbește cuvintele exprimate de Dumnezeu din cauza arătării Hristoșilor mincinoși în zilele de pe urmă. Și nu trebuie să fiți unii care blasfemează Duhul Sfânt din teamă de înșelăciune. Nu ar fi acesta un mare păcat? Dacă după multă examinare, tu tot crezi că aceste cuvinte nu sunt adevărul și că nu sunt exprimarea lui Dumnezeu, atunci, în final, vei fi pedepsit și vei rămâne fără binecuvântări. Dacă nu poți accepta un asemenea adevăr spus atât de simplu, și declar, nu ești nepotrivit pentru mântuirea de la Dumnezeu? Nu ești îndeajuns de binecuvântat să te întorci în fața tronului lui Dumnezeu? Gândește-te la asta. Nu te pripi și nu fii impetuos. Și nu trata credința în Dumnezeu ca pe un joc. Gândește-te de dragul destinației tale, de dragul perspectivelor tale, de dragul vieții tale și nu te păcăliți singur. Poți accepta aceste cuvinte? Amin. Amin. Sunt îndemnuri de la Dumnezeu pentru om. Da. Așa e. Dumnezeu vrea să abordăm pe caut întoarcerea Domnului. E vorba de mântuirea și intrarea omului în împărăția sa. Trebuie să cercetăm și să luăm decizii cu atenție. Da. Din cuvintele lui Dumnezeu am înțeles că trebuie să fim ca fecioarele înțelepte în fața întoarcerii Domnului. Să nu-i negăm pripiți apariția. Doar pentru că vor apărea falși cristoși, nu înseamnă că putem respinge și condamna orbește noua lucrare. Corect. Trebuie să învățăm să ascultăm glasul lui Dumnezeu și să-i cercetăm lucrarea, căutând cu smerenie. Doar așa, auzim glasul lui Dumnezeu și îl întâmpinăm pe Domnul. Altfel, pierdem mântuirea lui Dumnezeu. Exact. Cum spune Dumnezeu Atotputernic, nu fi pripit și impetuos. Nu trata credința în Dumnezeu ca pe un joc. Gândește-te de dragul destinației, de dragul perspectivelor, de dragul vieții tale și nu te păcăli singur. Poți accepta aceste cuvinte? Amin. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic mi-au arătat că atunci când opiniile greșite ale vecinilor m-au împiedicat să-i cercetez lucrarea, m-am pripit să accept. N-am încercat să înțeleg în profunzime Biserica Lui Dumnezeu atotputernic sau să caut răspunsuri la ceilalți din biserică. Am vrut doar să ies din grup și să nu mai cercetez adevărata cale. Impulsivitatea aproape că m-a costat mântuirea Lui Dumnezeu. Datorită protecției Lui Dumnezeu nu s-a întâmplat asta. E adevărat. Da. Am înțeles că nu pot ceda impulsivității în fața confuziei și îndoielilor, că trebuie să fiu precaut. Să nu mă pripesc, să mă rog lui Dumnezeu și să caut adevărul. A trebuit să tratez cu respect cuvintele lui Dumnezeu, să caut cu smerenie, ca să pot recunoaște glasul și să întâmpin întoarcerea Domnului. Da. Absolut! Citind zilnic cuvintele lui, am obținut o înțelegere mai profundă a Bibliei. Așa am fost sigur că asta era arătarea și lucrarea lui Dumnezeu. Și l-am acceptat pe Dumnezeu Atotputernic. Slavă lui Dumnezeu! Doar dacă citim mai mult cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, putem recunoaște glasul lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu Atotputernic a avut milă. Într-o zi, am citit alte două pasaje. Dumnezeu Atotputernic spune: Nu este dificil să cercetăm un astfel de lucru, dar asta. Cere fiecăruia dintre noi să cunoască acest unic adevăr? Cel care este Dumnezeu întrupat va avea esența lui Dumnezeu și cel care este Dumnezeu întrupat va deține exprimarea lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu se întrupează, El va da naștere lucrării pe care intenționează să o facă și. De vreme ce Dumnezeu se întrupează, va exprima ceea ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să îi dăruiască viață și să îi indice calea. Trupul care nu are esența lui Dumnezeu, categoric nu este Dumnezeu întrupat. În privința aceasta, nu există nicio îndoială. Dacă omul intenționează să cerceteze dacă este forma întrupată a lui Dumnezeu, atunci el trebuie să coroboreze lucrul acesta după firea pe care o exprimă el și cuvintele pe care le spune. Adică, pentru a corobora faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu, și dacă este sau nu adevărata cale, Cineva trebuie să discearnă pe baza esenței lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia stă în esența lui, lucrarea lui, cuvântările lui, firea lui și multe alte aspecte, mai degrabă decât în aspectul exterior. Dacă omul scrutează doar înfățișarea lui exterioară și ca urmare nu ține seamă de esența lui, aceasta arată că omul e incult și ignorant. Dumnezeu care s-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic exagerat în această privință, deoarece El are esența lui Dumnezeu și are firea lui Dumnezeu și înțelepciune în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși, pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt Escroci, Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci și trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce își săvârșește și completează lucrarea printre oameni. Acest trup nu poate fi înlocuit de orice om, ci este un trup. Care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima Firea lui Dumnezeu și îl reprezintă bine pe Dumnezeu, furnizându-i omului viață. Mai devreme sau mai târziu, cei care se dau drept Hristos vor cădea cu toții, pentru că, deși susțin. Că sunt Hristos, ei nu dețin nimic din esența lui Hristos. Și astfel spun că autenticitatea lui Hristos nu poate fi definită de om, ci este acceptată și decisă de Dumnezeu însuși. Astfel, dacă îți dorești cu adevărat să cauți calea vieții, Trebuie înainte să conștientizezi că prin venirea sa pe pământ, înfăptuiește Dumnezeu lucrarea de a dărui omului calea vieții, și trebuie să conștientizezi că în timpul zilelor de pe urmă, vine El pe pământ pentru a-i dărui omului calea vieții. Acesta nu este trecutul. Acest lucru se întâmplă astăzi. Amin. Amin. Cuvintele lui ne arată calea de a deosebi Hristos și falși de cel adevărat. Așa e. Da. Am învățat din cuvintele lui că nu putem judeca după aparențe ca să-i deosebim. Trebuie să le vedem esența. Să determinăm dacă pot să facă lucrarea lui Dumnezeu și să exprime cuvintele și firea lui. Da. Exact. Dumnezeu s-a întrupat. El exprimă Adevăruri și își face lucrarea. Tot ce dezvăluie, e ce are și e Dumnezeu. E în totalitate firea lui. Iar lucrarea sa poate mântui oamenii. Sunt lucruri pe care un om nu le poate realiza. Așa da. e. De aceea pot stabili dacă cineva e Hristos, dacă poate face lucrarea lui Dumnezeu și exprimă cuvintele și firea lui. Da. da. Atunci când cercetam lucrarea lui, Dumnezeu Atotputernic. Pe lângă dragostea pentru om, dezvolită prin cuvintele sale, am văzut și dreptatea, mânia și măreția lui Dumnezeu. Cuvintele lui sunt ca o sabie ce despică corupția noastră și ne expune natura satanică. Da. Ne putem vedea corupția prin cuvintele sale, dar și calea ce trebuie urmată în credința noastră. Punându-i cuvintele în practică, ne putem înlătura firile corupte să avem o umanitate normală. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu atotputernic dezvăluie taina ale adevărului și ne permit să aflăm planul său de gestionare pentru mântuirea omenirii. Aceste lucruri nu pot fi găsite în Biblie sau vreo religie. Slavă lui Dumnezeu! Sunt taine ale adevărului dezvăluite în zilele de pe urmă și lucruri pe care nu le-am mai auzit sau văzut. Așa e. Doar Dumnezeu, nicio altă persoană nu poate exprima adevărul sau mântui oamenii. Corect. Doar Dumnezeu întrupat poate să exprime adevărul, să judece și să curățească omul și să ne aducă nouă calea, adevărul și viața. Da. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic mi-au confirmat că El este Hristos, Dumnezeul care a creat toate lucrurile și a emis legea ca să îndrume viața omului pe pământ. Dumnezeul care a fost răstignit să ne răscumpere și cel care s-a întors să ne mântuiască de păcate. Dumnezeu e începutul și sfârșitul, iar Dumnezeu a tot puternic e întoarcerea lui Isus. Amin. Hristos și falși sunt impostori care se vor prăbuși până la urmă, întrucât nu exprimă adevărul. Nu pot face noua lucrare a lui Dumnezeu. Și nu-i pot îndruma pe oameni să alunge corupția. Așa e. Pot doar să înșele și să corupă, imitând lucrarea din trecut. Acum, Dumnezeu Atotputernic exprimă adevărul și face lucrarea de judecată, începând de la casa lui Dumnezeu. El curățește corupția oamenilor și mântuiește omenirea de păcat. Lucrarea și cuvintele lui dovedesc pe deplin că el este apariția lui Dumnezeu. Nu-mi cap îndoială. Da, slavă lui Dumnezeu. Înțelegând adevărul, discernem și nu ne mai temem de amăgiri. Da, categoric. Înainte mă agățeam de noțiunile mele. Credeam că Dumnezeu ne va judeca păcatele de pe un măreț tron alb din cer. Dar apoi, prin întruniri și citirea cuvintelor lui, această noțiune mi-a fost corectată. Slavă, slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu. Asta pentru că am învățat cum Dumnezeu purifică oamenii prin judecata sa din zilele de pe urmă. Am văzut ce a spus Domnul. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța tot ceea ce urmează să vină. Amin. Sfințește-i prin adevăr. Cuvântul tău este adevărul. Amin. Iar dacă mi-aude cineva cuvintele și nu le crede, nu eu îl judec. Căci eu n-am venit să judec, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce mă respinge și nu primește cuvintele mele, are cine să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă. Amin, amin. Am citit asta în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Înainte ca omul să fie răscumpărat, multe dintre otrăvurile satanei fuseseră deja plantate în interiorul său și după mii de ani în care a fost corupt de către satana, are în interiorul lui o natură stabilită care îi se opune lui Dumnezeu. Prin urmare, atunci când omul a fost răscumpărat, nu este altceva decât un caz de răscumpărare în care omul este cumpărat la un preț ridicat, dar natura otrăvitoare din el nu a fost eliminată. Omul, care este atât de întinat, trebuie să sufere o schimbare înainte de a deveni vrednic să-L slujească pe Dumnezeu. Cu ajutorul acestei lucrări de judecată și mustrare, Omul va ajunge să cunoască pe deplin substanța întinată și coruptă din propriul sine, și va putea să se schimbe complet și să devină neprihănit. Doar în felul acesta poate deveni omul vrednic să se întoarcă înaintea tronului lui Dumnezeu. Întreaga lucrare făcută în această zi, este astfel încât omul să poată fi curățat și schimbat, prin judecata și mustrarea prin cuvânt, precum și prin rafinare, omul poate să-și înlăture corupția și să fie făcut pur. Decât să considerăm că această etapă a lucrării este cea a mântuirii, mai degrabă ar fi mai potrivit să spunem că este lucrarea purificării. Hristos al zilelor de pe urmă folosește o multitudine de adevăruri pentru a-i învăța pe oameni, pentru a demasca substanța omului și pentru a-i analiza cuvintele și faptele. Aceste cuvinte cuprind diferite adevăruri, precum datoria omului, cum ar trebui el să asculte de Dumnezeu. Cum ar trebui să îi fie credincios lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăiască umanitatea normală, precum și înțelepciunea și firea lui Dumnezeu, și așa mai departe. Aceste cuvinte sunt toate îndreptate către Substanța Omului și Firea Sa coruptă. În special, cele care dezvăluie cum îl nesocotesc oamenii pe Dumnezeu, vizează modul în care oamenii sunt o întruchipare a satanei și o forță inamică față de Dumnezeu. În realizarea lucrării sale de judecată, Dumnezeu nu clarifică pur și simplu natura oamenilor în doar câteva cuvinte. El o demască, o tratează și o emondează pe termen lung. Toate aceste diferite metode de demascare, tratare și emondare nu pot fi înlocuite prin cuvinte obișnuite, ci prin adevărul de care oamenii sunt complet lipsiți. Doar metodele de acest fel pot fi considerate judecată. Doar prin acest tip de judecată oamenii pot să fie supuși și pe deplin convinși cu privire la Dumnezeu și mai mult decât atât să câștige adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Ceea ce aduce cu sine lucrarea judecății este faptul că omul înțelege adevăratul chip al lui Dumnezeu și adevărul despre răzvrătirea proprie. Lucrarea judecății îi permite omului să înțeleagă mai bine voia lui Dumnezeu, scopul lucrării lui Dumnezeu și tainele de neînțeles pentru el. De asemenea, îi permite omului să își recunoască și să își cunoască esența coruptă și rădăcinile stricăciunii sale, precum și să descopere urățenia omului. Aceste efecte sunt toate aduse de lucrarea judecății, deoarece esența acestei lucrări este de fapt lucrarea de dezvăluire a adevărului, căii și vieții lui Dumnezeu în fața tuturor celor care au credință în El. Această lucrare este lucrarea de judecată realizată de Dumnezeu. Amin. Amin. Am învățat că Dumnezeu judecă în zilele de pe urmă, întrupându-se și exprimând adevăruri pentru mântuirea omenirii. Dumnezeu a tot puternic a vorbit și a arătat natura satanică a omului, ce include aroganță, viclenie și răutate. A arătat și egoismul și lăcomia omului. Le-a permis oamenilor, prin judecata cuvintelor sale, să-și vadă corupția, să se urască și să se căiască, să dobândească venerație și supunere. Natura satanică poate fi înlăturată doar prin judecata lui Dumnezeu atotputernic. Niciun om n-ar putea face asta. Da, categoric. În acea clipă am realizat că dacă Dumnezeu ar judeca fiecare persoană de pe un tron alb din cer, niciun om corupt de satana n-ar avea vreo șansă de mântuire. Da. Asta pentru că întreaga omenire e cuprinsă de corupția satanei. Deși prin mântuirea crucii Domnului Isus am fost răscumpărați, iar păcatele ne-au fost iertate, noi toți suntem păcătoși. Așa e. Parcurgem ciclul păcătuirii și mărturisirii la nesfârșit. Dacă nu suntem judecați, corupția noastră nu poate fi curățită. Iar, în final, vom fi condamnați și alungați de Dumnezeu. Așa da. e. Dumnezeu e sfânt. Cei ce nu sunt, nu-l pot vedea pe Domnul. Doar lepădându-ne de păcat, intrăm în împărăția cerurilor. Exact. Doar judecați și expuși, prin cuvintele lui Dumnezeu, putem să ne cunoaștem cu adevărat și să fim purificați de corupție. Așa cum spune Dumnezeu atotputernic, toată lucrarea făcută azi este pentru ca omul să poată fi curățat și schimbat. Prin judecata cuvântului și rafinare, omul poate să-și înlăture corupția și să fie făcut pur. Slavă Lui Dumnezeu! Prin lucrarea din zilele de pe urmă, toți cei aleși au înțeles semnificația judecății Lui Dumnezeu întrupat. Categoric! Da. Deși nu sa lucrare nu corespunde cu noțiunile omenești, tot ce face Dumnezeu e să mântuiască omul. Doar renunțând la noțiuni și căutând adevărul, îi putem vedea arătarea. Exact așa este. Am citit un pasaj din cuvintele lui care chiar m-a impresionat. Cei care nu înțeleg adevărul îi urmează mereu pe ceilalți. Dacă oamenii spun că aceasta este lucrarea Sfântului Duh, atunci și tu spui că este. Dacă oamenii spun că este lucrarea unui spirit rău, atunci și tu ai îndoieli sau spui că este lucrarea unui spirit rău. Repeți mereu cuvintele altora. Nu poți discerne nimic singur și nu poți gândi pe cont propriu. Înseamnă să fii o persoană fără poziție, incapabilă să distingă. O astfel de persoană e un nenorocit fără valoare. Repeți mereu cuvintele altora. Acum se spune că e lucrarea Duhului Sfânt dar este probabil ca într-o zi cineva să spună că nu este, că sunt faptele omului. Cu toate acestea, nu poți discerne. Iar când auzi că ai spus de alții, spui același lucru. De fapt, e lucrarea Duhului Sfânt. Dar tu spui că e lucrarea omului. Nu blasfemiezi lucrarea Duhului Sfânt? Astfel, nu-i te-ai opus lui Dumnezeu pentru că nu poți deosebi? Amin. Amin. Cuvintele ne-au avertizat să ne ascultăm orbește când cercetăm adevărata cale, să nu evaluăm lucrarea lui pe baza noțiunilor omenești. Asta ne poate abate de la calea Domnului, chiar să fim respinși și alungați de Dumnezeu, pierzând șansa la mântuire. E realitatea tristă ce îi se poate întâmpla oricăruia dintre noi. Da. M-am simțit rușinat de cât de nesăbuit și impulsiv am fost. Chiar și după ce am auzit glasul lui Dumnezeu și am simțit autoritatea și adevărul cuvintelor lui, tot eram influențat de vecinii mei și amăgit de vorbele lor. Prin nesăbăința mea era să părăsesc Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, să ratez întâmpinarea întoarcerii Domnului Isus și să ratez șansa la mântuire. Orbirea și ignoranța mea puteau avea consecințe îngrozitoare. Sigur. Da. Dacă nu urmăm cuvintele lui Dumnezeu și ascultăm orbește de alții, nu putem auzi glasul lui Dumnezeu să-l întâmpinăm. Categoric, mulți din lumea religioasă nu l-au întâmpinat pe Domnul și au căzut în nenorocire. Așa da. e. Să fie din cauză că ascultă doar de clericii lor și nu de Domnul? Și au pierdut șansa de a intra în împărăția lui Dumnezeu. E o consecință gravă. Este. este. Am înțeles că trebuie să fiu tot timpul o fecioară înțeleaptă. Când auzim glasul lui Dumnezeu, să nu avem dubii. Trebuie să ne rugăm din inimă, să ne lumineze și în drume, să nu ascultăm orbește de alții. Suntem toți ființe create și nu deținem adevărul. Trebuie să urmăm mereu cuvintele lui Dumnezeu. Așa cum Petru a auzit cuvintele Domnului Isus și apoi l-a urmat. Amin. Gândindu-mă la năsăbuința și ignoranța mea, M-am rugat lui Dumnezeu atotputernic, cerându-i să-mi ierte greșelile. M-am simțit pregătit să accept judecata și mântuirea cuvintelor sale. Slavă lui Dumnezeu! Apoi am citit zilnic cuvintele lui Dumnezeu atotputernic. Când sunt slab, îi cer lui Dumnezeu credință și putere să nu cad. Cu îndrumarea și ajutorul lui, am devenit o persoană optimistă și nu mai sunt depresiv am și eu, o slujbă nouă. Slavă lui Dumnezeu! Simt că totul se datorează doar rânduierilor lui Dumnezeu. Treptat, viața mi s-a îmbunătățit destul de mult. Mai ales, pot să citesc zilnic cuvintele lui Dumnezeu atotputernic și să am întruniri cu ceilalți. Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu. Am început să împărtășesc Evanghelia și să fiu martorul cuvintelor lui Dumnezeu, ajutând mulți credincioși să-i audă glasul și să accepte mântuirea. Slavă lui Dumnezeu! Lui Dumnezeu.